Bună ziua, sora Luminiță! Da, 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 pot vorbi. Da, înțeleg. Înțeleg, însă anul acesta școlar mi-ar plăcea să nu iau nicio oră de dirigenție. Și aceasta pentru că o clasă mi-ar lua mult timp și energie și aș dori să fiu puțin mai liberă. Da, 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 mă mai gândesc, însă vă rog să țineți cont de acest aspect, ca anul acesta să nu iau nicio clasă de dirigenție. Așa începe povestea noastră. Acum 4 ani, când în septembrie am ales să mergem împreună pe acest drum al liceului. Pentru mine și pentru voi de asemenea, primul an a fost unul mai greu, cu multe întrebări, provocări, an în care ne-am cunoscut și am învățat să ne acceptăm unii pe ceilalți așa cum suntem. După primul semestru, mi-am dat seama de 2 lucruri. În primul rând, ceea ce puteam să fac cel mai bine pentru voi era să vă iubesc. Am realizat că aspectul acesta era esențial. În al doilea rând, lucrul acesta nu puteam să-l fac singură. Aveam nevoie de Dumnezeu, de Cel care deja vă iubea. Le-am rugat să-mi pună în inimă dragoste de voi și să mă învețe cum să vă iubesc. Așa s-a născut un jurnal în care am început să-i scriu lui Dumnezeu toate sentimentele legate de voi, să-i scriu povestea noastră. Și vreau acum, la sfârșitul acestui drum, să spicuiesc câteva gânduri adunate în acești 4 ani de liceu. 14 octombrie 2013. Tată, îți mulțumesc pentru clasa mea și pentru talentul ce l-ai pus în fiecare din ei. Au reușit să fac un copac cu roadele Duhului Sfânt. Îți mulțumesc pentru fiecare din ei încă o dată și te rog să apropii de tine. 16 octombrie 2013. Îți mulțumesc, tată, că ne-ai dat azi un timp special în care să stăm de vorbă. Am apreciat deschiderea lor unul față de altul și modul cum și-au spus părerea. Nu cred că ne-am încheiat discuția, dar am văzut cum își doresc să fie prieteni. Te rog, tată, să-i ajut să se înțeleagă bine. Oare cer prea mult? Azi le-am spus că iubesc. 8 februarie 2014. Am hotărât ca în fiecare săptămână să mă rog în mod deosebit pentru unul din elevii mei. Vreau ca această săptămână să mă rog pentru Tunții. Te rog, tată, să o binecuvintești, să-i te descoperi ca să te iubească mai mult. Ai grijă, te rog, și de familia ei. O apreciez pe Sara pentru modul cum știe să trateze o situație și pentru sinceritatea ei. Tată, cu Adi învăț toleranța, tăcerea, stăpânirea de sine, răbdarea și îndelunga răbdare. Mă bucur că este prietenos cu colegii și cu mine. 23 februarie 2014. Vreau să mă rog pentru Daniel săptămâna aceasta. Tată, nu prea-l cunosc, dar tu știi mai bine ce-i în inima lui. Te rog, ajută-l să-ți predea viața ție și condu-l spre împărăția ta. 9 martie 2014. Îți mulțumesc, tată, pentru Simona. Îți mulțumesc că este în clasa mea și te rog să o ajuți să fii un bun exemplu pentru ceilalți. Te rog să te îngrijești de ea și de familia ei după voia ta. 16 martie 2014. Vreau ca în această săptămână să mă rog pentru Paula și familia ei. Tată, o văd pe Paula, o fată deosebită. Te rog să o ajut să te cunoască și să te iubească. Îmi doresc să fie mântuită în împărăția ta, împreună cu familia ei. 30 martie 2014. E rândul lui Betty săptămâna aceasta să-mi îndrept atenția spre ea. Știu că este greu de parte de familia ei, dar te rog, tată, să umpli tu golul din sufletul ei. Ajută-o să facă din tine singurul ei scut și ajutor. 24 mai 2014. Azi în sabat ne-am adunat cu toții și am mâncat la amiază. Am fost atât de fericită să-i văd pe toți ca o clasă unită. Îți mulțumesc pentru fiecare din ei. Mă simt binecuvântată cu astfel de elevi. Într-adevăr, în aceste momente, ei sunt cea mai mare fericire a mea.
și îți mulțumesc că mi-ai dat curajul să le spun lucrul acesta. Ajută-ne să fim uniți și să simțim unul pentru altul. 17 iunie 2014. Tată, îți mulțumesc că tu prefaci tânguirea mea în bucurie. Nu am mai plecat nicăieri, dar ne-am simțit foarte bine în cort. Am campat mai sus de școală și ne-am bucurat să mâncăm împreună. Din păcate, am campat pe terenul vecinului, care ne-a certat că i-am călcat iarba. A venit și ploaia, așa că ne-am adunat șatra și ne-am aranjat-o în clasă. 19 iunie 2014. Am mai trecut un an școlar. A trecut așa de repede. Parcă azi ne-am mutat în noua clasă de la etaj. A fost un an cu de toate, și bune și mai puțin bune. Cred că pentru prietenia clasă a fost unul bun. Ne-am cunoscut mai mult și ne-am împrietenit mai mult. Îți mulțumesc, tată, pentru clasa aceasta. La sfârșitul festivității ne-am adunat în clasă și am mai vorbit. Ne-am spus ce apreciem unul la celălalt. Clara ne-a dat câte o felicitare pe rămas bun. 15 februarie 2015. În clasa noastră mai avem alte două colegi noi, Dana și Veronica. Te rog să ne ajut să ne împrietenim cu ele, iar în clasa noastră să se simtă acceptate și iubite. 10 mai 2016. Și acum mă bucur când mă gândesc la excursia noastră din Franța. Am reușit să mergem toată clasa, iar lucrul acesta mi-a demonstrat că ne place să fim unii cu alții. Tată, dacă suntem o clasă unită, e datorită ție. E 24 mai 2016, ziua noastră. Mă simt de parcă ar trebui să renunț la voi, iar lucrul acesta nu-l pot face. Veți rămâne mereu în inima mea, pentru că numele vostru e deja scris în ea. Vă voi iubi mereu. Mergiți înainte. De acum vă așteaptă alte experiențe frumoase în viață. Lumea are nevoie de voi. Dumnezeu are nevoie de voi.